Astăzi, după amiază, oamenii legii constanțeni au fost solicitați să aplaneze un conflict izbucnit între doi bărbați. În urma discuțiilor aprinse, unul dintre cei implicați în scandal a fost înjunghiat. Polițiștii din cadrul secției 3 au fost sesizați în jurul orei 12:30 printr-un apel la 112 că pe bulevardul Tomis din Constanța, în dreptul unei societăți comerciale, are loc un conflict spontan între doi bărbați. Altercația a avut loc între angajatul magazinului în vârstă de 38 de ani, care a fost înjunghiat, și un tânăr de aproximativ 19 ani, care, după spusele martorilor, s-ar fi aflat sub efectul stupefiantelor. V-a insultat? Un pachet de țigări, da. Spray de buchetă. După aceea a venit înapoi cu el și a vrut bani înapoi și am zis că nu pot să-i dau bani, îi dau altceva la schimb. Dar de ce a vrut bani înapoi? De drogat ce era, eu știu. Ce vârstă avea? 19 ani. Părea a fi într-o anumită stare? Da, părea, nu era coerent. Crezi deci că era drogat? Părea mea era că era drogat. Băut nu. Drogat. L-ați speriat? Nu m-am speriat și atunci am zis, nu pot să-ți dau bani, uite ce scrie aici, îți dau ceva la schimb. Nu, și nu, cum, doamne, cum să nu-mi dați? Și băiatul, mi-am închis geamul și băiatul a ieșit afară, a zis că îi dă un șut să plece. Cine a ieșit afară? Colegul meu. Colegul nostru. A ieșit afară și i-a dat un șut și el a scos cuțitul în timpul ăla. La fața locului a ajuns un echipaj al serviciului de ambulanță Constanța, care a preluat victima și a transportat-o la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Care prezenta o plagă la nivelul abdomenului și mai multe traumatisme la nivelul toracelui și feței. Pacientul era stabil, conștient, nu punea probleme mari și a fost transportat la spital pentru investigații. A mai existat și o a doua persoană care a fost dusă la spital sau doar cel cu plaga? Doar un singur pacient a fost preluat de către echipajul SAJ. Polițiștii constanțeni au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.